Simt deja cum s-au dus audiențele în cap acum, nu se mai uită nimeni. Și ce ar mai fi de zis? Ce părere ai? Ha? N-am nicio părere. Și dacă am, nu vreau să-ți spun pe post acum. N-am nicio părere. Mai e ceva de zis? Ar mai fi ceva? 245.000 de lei a adunat Iasmin. Fantastic. Nu mai citi ce mi-a scris, că zic eu. Zic rapid. Născut în Suceava, așa. Locuiesc în Timișoara, ne-am întâlnit odată. Da. Ai plecat din Moldova în Banat. Din Moldova în Banat, sper să mai rămân acolo foarte mult timp. Îți place Banat? Da. E decent. Da. Sunt inginer la escadrila de elicoptere. Elicoptere. De aici vorba că nu tot ce zboară se mănâncă, elicopterul, de exemplu. Da, ai fi surprins. Se mănâncă și de asta. Le-am mâncat și pe asta. Academia Tehnică Militară am absolvit-o anul trecut. Ce îți place cel mai, la ce te pricep cel mai bine? Clar ce nu e aici, ce ar fi cât de cât aici. Bun, sunt fan cultură generală, îmi place. Bun. Jocurile logice îmi plac foarte mult. Ok. Alea cu numere, alea cu litere, cu toate nebunile. Dar ce ai terminat? Academia Militară? Da. Ferdinand I de pe Rahova. Și ce funcție ai? Ce rang? Cum îi zice? Sublocotenent. Păi cam cu asta ești. Sublocotenent. Domnule sublocotenent. Domeniul de cultură generală. E muncă, da. Fii atent, Răzvane. O vezi ce relaxată stă? Nu. Prefer să nu mă uit în direcția aia, așa cum ai zis, mă uit în direcția aia, sunt mult de aici. Unde-i lege, ăsta-i domeniul tău, domnule sublocotenent. Hai, că am stat și 5 minute la televizor. Cine preia conducerea unei țări când se introduce, domnule sublocotenent, când se introduce legea marțială? Armata, domnule sublocotenent, sau un guvern tehnocrat? Din câte știu eu, și sper să nu fie vreo nebunie la mijloc, armata. Armata, legea marțială. Da. Ai terminat Academia Militară. La multe întrebări, răspuns e armata. Și o luăm și pe asta, care urmează să fie armata. Armata. Nici nu cred că am mai avut guvern de tehnocrat de ceva timp. Sau mă rog. Armata. Guvernul ăla de tehnocrați, el a format din specialiști. Fiecare. I-am avut și pe ăștia, tot degeaba. Și am trimis. Da, au fost și ăștia. Degeaba și ăștia. Fii atent, aici. În 1948, un american, un inginer, spunea despre asistentul său că dacă are vreo posibilitate de a greși, o va face. Inginerul ăsta e cunoscut drept Murphy sau Bell? Da, e vorba de legile lui Murphy. El are niște vorbe de duh, cum ar veni. Clar e asta zisa lui Bell, e ăla care a inventat telefonul și n-are nicio treabă. Graham Bell. Răspunsul meu final este Murphy. Murphy? Da, el are o chestie de asta cu tâlcul. Bell e ăla cu telefon. Da, Bell e ăla cu telefonul, n-are treabă. Și în 1948, Bell... Legile lui Murphy. Dacă e să câștigi 245.000, nu-i câștigi. Da. Ăsta e. Hai încă una. Hai, Răzvan, încă una. Cu ce expresie este simbolizată Lex Talionis? O lege din Roma antică care are rădăcini din Babilon. Ochi pentru ochi. Și dinte pentru dinte. Imperiu pentru imperiu sau ochi pentru ochi și dinte pentru clar, dinte. Dinte pentru dinte. Legea Talionului, Lex Talionis. Apare și în Biblie chestia asta, în Noul Testament mi se pare că apare. Dar e dinte pentru dinte. Legea Talionului e ochi pentru ochi. Dinte pentru dinte. Și dinte pentru dinte. Nu era greu. Nu era mare brânză. Hai că nu vorbim totuși. O știai pe asta, Iasmin, cu legea Talionului, da? Da, am mai auzit-o. Da. Deci știu de unde să știu. A fugit din Egipt. Aia, cum au făcut și evreii, n-au avut o țară și au plecat din Egipt și au găsit o țară, au pribegit. Noi am avut o țară și pribegim acum. Ai înțeles ce a zis? Ia acolo, Iasmin. Mai bine învârtim la asta. Hai să învârtim. Învârte tu și opresc eu. Nu, învârte tu și opresc eu. Învârte tu și opresc eu. Nu, învârt eu. Și opresc eu. Hai. Ia vino mă, Iasmin, și învârte. Nu, stai acolo, lasă. Nu, sunt banii lui. Stai acolo. Sunt banii mei până la urmă. Învârte tu. Învârt eu cu stânga, opresc cu dreapta. Încercăm. Și un pasta. Și nici nu mă mai așez pe scaun, că presim că o să fie. Nu vrei altul? Nu, ăsta rămâne, n-are sens. Nu vrei să? Nu îl mai schimbăm. Sigur? Da, vezi că îi dau drumul. Da. Nu-l schimbăm? Nu îl mai schimbăm, ce sens are? Deschide-l, Iasmin. Hai să-ți mai arăt. Stai așa. Să le arăt oameni. Stai. Hai, ești tu, răbdare. Să vă arăt ce avem. La final, 150 de mii încă sunt aici. Da.
75, 60, 100 de mii. Banii ăștia sunt aici, Răzvane. Hai, Yasmin, hai. Mi-e frică de următorul ăla, ăla e nenorocit. Hai, Yasmin, să te văd. Bă, Sli, e bine, e-s bani. Hai că-s bani. Deci vezi până aici, da? Da, rămân cu ăștia. Rămân cu ăștia. Mamă. Dați reclame, dați ceva. Mamă. Hai, Yasmin. Îmi cerc. 30 de mii. E bine. E-s bani. Ea are 245 de mii de lei. Eu nu știu să număr banii ăștia. Eu nu știu cât înseamnă în euro banii ăștia. E imens suma asta. Răzvane, mergem, da? Mergem. Te vedem supărat. Nu. La ce a văzut aici cu 245. La ce Iureș a fost aici? Păi am venit noi. Eu minune... Da? Da. Da. Ce o să-mi faceți oare? Vrei să spunem? Da. Bun, hai. O să-ți dublăm suma pe care o ai tu acum. Dacă răspunzi corect la următoarele 3 din 4 întrebări. Și fac 60 de mii, ok. Da. La care mai ai voie să și învârți. Mai voie să mai și la să și găsești un alt cilindru. E bine. Da. Și e dacă okay? Nu răspunzi corect, te luăm... Dacă nu răspunzi corect, ca de obicei. Okay. 3 întrebări, da? 3 din 4. Încep? Da, hai să vedem. Hai să încep. Uite, un domeniu... Mă uit aici, oamenii din public sunt îmbrăcați în roșu, mult. Îi vezi? Mult roșu, roșu. Uite. Roșu să fie domeniu. Roșu. Fii atent, Răzvan. Hai să vedem. Da. Zice așa, întrebare. Ce anume de sângelui culoarea roșie? Sodiul din apă sau fierul din hemoglobină, domnule sublocotenent? Da, are treabă ceva cu hemoglobina. Are, da. Sigur, are un pic treabă cu sodiu din apă. Cu... Am avut niște vizite medicale acum ceva timp și mi s-a luat sânge. Și clar n-avea treabă cu sodiu din apă. Nu, hemoglobina e ceva cu roșu. Până la hemoglobina e clar roșu. E sigur, da? Deci ăsta este răspunsul meu final. Hemoglobina, fierul din hemoglobina. Culoarea roșie a sângelui e dată de fierul din hemoglobina. Hai că nu era mare brânză. Nu era. Adică... De unde apa cu sânge? Dăm pe bani serioși acum. Da, nu era. Lacul roșu, știi? Ai fost vreodată? Nu, dar știu glume proaste despre lacul roșu. E undeva la poalele Hășmașului Mare. Foarte mișto zonă, frumoasă. S-a format lacul ăsta roșu prin prăbușirea unui versant sau topindu-se un ghețar? Bă, Doamne iartă-mă, dacă avem ghețar și în România, e da, mare. Da, ai fost la Scărișoara? Nu, n-am fost la Scărișoara. Dar primul meu instinct a fost ăsta. Am avut, cum? Ghețarul de readute. Sunt ghețari, cum? Da, dar nu știu dacă e genul ăla de ghețar. Tu te gândești la ghețarea aia din Antarctica. Aia care cresc invers. Deci topirea unui ghețar, ăsta e undeva la cu roșu, e undeva pe lângă cheile Bicazului, nu? Pe lângă cheile Bicazului, pe acolo. Da, n-are sens să o mai lungim. O să dau un pic așa, 70-30, cu prăbușirea universantă. Nu, îmi sună mie, ok, asta cu topirea unui ghețar. Să mă ierte Dumnezeu dacă greșesc sau ceva. Dar o să lăsăm cu prăbușirea universantă. Bravo! Fii atent! Toate lacurile din Făgăraș sunt glaciare. Toate lacurile de aia, zona Făgărașului. Și avem unul singur vulcanic. Asta. Cine a salvat-o pe Scufița Roșie? Ia uite-mă ce întrebare. Știi? Mircea a pus-o. Cine a pus, mai întâi? Acum ar fi ok să dăm un pic de reclamă. A, el e sub locotenent. Ai terminat Academia Militară. E ca vânătorul. Vânătorul. Cine a vânătorul? Că tu ai terminat Academia Militară sau că a plecat, a fugit din Egipt prințul? Clar nu e prințul, e vânătorul, care am pușcat lupul în burtă și pe aia lupa. Ai întrebare foarte grea, totuși, pentru ora asta... Adică trebuie să faci clasa întâi, până la urmă, adică nu trebuie să fii... Adică nu ne jucăm. Deci cine zici că? Eu zic, mă arunc așa, să zic vânătorul. Nici nu mă uit. Vânătorul. Grea întrebare, Mircea. Asta a fost la ghici. A fost la... Nici nu mă uit. Hai, vânătorul, bravo, hai, vânătorul. Bravo. Știi, noi te-am lăsat de 60 de mii de lei. 60 de mii. De acum trebuie să depășești 245. Deci fii atent, Răzvane, ai 60 de mii, da? Da.
Băieți. Te-am lăsat. Da. Mulțumesc. Ceau. Așa multă să fie toate răspunsurile. Mulțumesc, așa, băieți. Gemenii ți-au dublat suma. Răzvane. Alege-l. Le vezi, nu? Alege-l. Acesta să fie. Să fie asta. Deci gemenii ți-au dublat suma, da? E bătălia pe un sfert de milion de lei. Un sfert de milion de lei. Bă, nu vă lei, mă! Bă, ce-i acolo? E duelul! Fantastic! E duelul, Iasmin! Dumnezeule! Am ajuns aici, da! E duelul! Sublocotonentul a ajuns la duel! Acum lumea împărțită, fii atent! Cine ar fi crezut? După aplauze mi-am dat seama. Uite, facem așa. Cine vrea să rămână, Iasmin, să se ridice în picioare? Cine vrea să rămână, Iasmin, să rămână, da? Bun, bun. Ok, facem un sondaj, facem un sondaj. Și acum cine vrea să rămână sub locotenentul să se ridice în picioare? Mai puțin. Cineva n-a votat. E la jumătate, să știi. Cineva n-a votat aici. Nu, e pe jumătate. Ia vezi că ai mai mulți. Ticulă cu... Ai mai mulți. Soldatul. Nu apasă, iei butonul, trebuie să apăs. Calitate, nu cantitate. E la jumătate, jumătate, Răzvan. Fiți atenți. Da. Iasmin. Da. Răzvane. Vedeți butoanele alea? Am apăsat la butoanele la viața mea de maru. Bun. Iasmin, Răzvan, luptăm pentru un sfert de milion de lei. Eu am o întrebare. O ai, Mircea? Dă-mi întrebarea. Ar fi culme să noi. Din clipa în care o citesc, mulțumesc, din clipa în care eu citesc întrebarea asta, voi trebuie să apăsați pe buton. Cine apasă primul și dă răspunsul corect, rămâne în joc cu 245.000 de lei. Cine ratează răspunsul, pleacă acasă. Uleiu! Ho-ho! Nici când mi-a cerut femeia n-am avut așa emoții. Încep, Iasmin? Da, da, să vorbești un pic mai tare, te rog. Da, tare, tare și clar și în română, nu în egiptean. Am întrebarea. Încep? Da. O scot din plic? Ok, scoate din plic. Așteptați să o citesc. Da. După care eu pornesc cronometrul de 10 secunde. De-abia după ce am apăsat pe buton eu, da, de-abia atunci unul dintre voi apasă și dă răspunsul. Ăla care dă răspunsul corect rămâne cu un sfert de milion de lei. Celălalt pleacă! Iasmin, ai auzit ce am zis? Celălalt pleacă! Încep, da? Câte secunde sunt într-o oră? A apăsat Răzvan, zi Răzvan. 3600. Cât? 3600 de secunde într-o oră. Răzvan e noul campion! Răzvan e noul campion al serii! Fantastic ăsta mic sub locotenentul! Am apăsat dar prea încet, am apăsat, e greșeala mea, am apăsat dar prea încet. Trebuia să apeși. Am apăsat dar prea încet. Trebuia să apeși. Îți propun ceva. Nu vrei să ne întoarcem și să-i strângem mâna? Bă da, bă hai, da, bă te da, rog bă eu. Da. Hai. Felicitări! Așa, ai apăsat prea încet? Da. Și o știai pe asta cu 3600? Da, o știai? Da, 3600 fix? Bravo, de câte se... Da, da, o știai? Da, da. Cu pipa. Ho-ho! Avem un nou campion, Răzvane! 245.000 de lei!